Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. Demografia în țara noastră este catastrofală. Tot mai puțini copii se nasc, iar către anul 2050 o treime din populația Moldovei o vor constitui bătrânii. Și raionul Nisporeni se confruntă cu un declin demografic, ce-i drept nu e atât de alarmant față de celelalte raioane ale țării. Spre exemplu, anul trecut, în raionul Nisporeni s-au născut cu 6 copii mai puțini față de anul precedent. Pe anul 2019, în Nisporeni, în maternitatea din Nisporeni, s-au născut 361, au avut loc, a fost asistat 361 de nașteri. Comparativ cu aceeași, adică comparativ cu anul 2018, au fost 367. Deci, practic, noi am fost la un nivel cu anul 2018. Noi în fiecare an avem numai puțin de 500 de copii născuți în raionul Nisporeni. O parte ei nu se nasc în maternitatea noastră, fiindcă o parte și noi îi trimitem la nivelul 3, o parte se mai duc și singuri care vor condiții mai speciale, mai bune. În anul curent, previziunile se arată îmbucurătoare. În primele două luni ale anului 2020 au fost aduși pe lume la maternitatea din Nisporeni 64 de bebeluși, cu 10 mai mulți decât în perioada similară a anului 2019. Chiar și așa, în unele localități din raion, situația demografică nu e atât de bună. Datele statistice arată că în luna februarie 2020, în satele Bursuc, Bărbo, Boieni, Ciorești, Cristești, Călimănești, Iurceni, Vânători și Șișcani nu s-a născut niciun copil. În schimb, în localitățile Boldurești, Bălănești și Vărzărești au fost aduși pe lume în februarie câte 5 bebeluși. Iar în orașul Nisporeni, luna trecută, s-au născut 6 copii. De asemenea, și numărul nașterilor premature a scăzut în raionul Nisporeni. Numărul nașterilor premature în raionul Nisporeni a scăzut considerabil față de anul 2018. Deci, noi am avut în anul 2018, 12, dacă luăm în valoare absolută, am avut 12 nașteri prematuri, dar în anul 2019 am avut 4 nașteri prematuri. Dar așa și este, s-a obținut datorită lucrurilor în comun și cu medicina primară și medicina spitalicească. Și medicina spitalicească a făcut tot posibil ca nașterile prematuri, majoritatea care a fost posibil, a fost transferate la nivelul 3 de asistență medicală, dar pe lângă acestea, foarte multe gravide au fost tratate în secția de maternitate și ginecologie cu diferite patologii care complică nașterea și deci s-a obținut acest rezultat în comun. Specialiștii Direcției pentru Statistică Nisporeni susțin că populația este în descreștere din cauza migrației. Principala cauză, noi o socotică, este migrația internă, și anume, în anul 2019, dacă să luăm după populația sosiri și plecări, au sosit în raionul Nisporeni 458 de persoane și au plecat 718 persoane. Sporul migrațional care constituie minus 260 de persoane. Și anume, cea mai mare număr de migrații au constituit-o persoanele apte de muncă, să zicem femei de la 16-56 de ani și bărbați de la 16-61 de ani. Numărul acesta a constituit 91,8% din numărul total de plecări. Adică este un număr foarte mare a populației aptă de muncă, tânără și aptă de muncă. Asta ar fi prima, poate și unica cauză. La rândul lor, familiile din Nisporeni spun că nu se hotărăsc să aducă pe lume mai mulți copii din cauza că salariile sunt mici și respectiv veniturile obținute lunar nu le permite. Sunt foarte multe greutăți, tot scumpește, tot salariile rămân aceleași, dar tot scumpește. Și ca să aduci pe lume un copil, trebuie să-i oferi. Dacă ar fi aici un salariu decent și
măcar prețul ar fi un pic mai cum ar fi, n-ar pleca. Și poate și s-ar mulți în naționalitatea noastră. Greutatea la noi aici, la țară, la raion, că nu lucrăm nicăiurea și lucrăm la negru. Copilul așa-l naștem, să-l naștem să suferi când avem și mâncauri, n-am cu ce să-l îmbrăca, că copiii din și cresc, când văd tăți că au și inari, el tot zice că mama nu vrea să ne copii. Și de atâta cred că populația din și în și să faci mai mișcare. Am fată și băiet, ajung doi. Care e cel mai mare salariu la un lucrător simplu? 3-4 mii? Nu-i mai mult. S-a făcut o statistică. 12 mii ar fi normal pentru o familie cu 4 persoane, de exemplu. Cei tineri pleacă și chiar dacă fac, nu fac copii la noi în țară. În raionul Nisporeni, în anul 2019, indicatorii mortalității au fost relativ buni comparativ cu rata natalității. Astfel, anul trecut au decedat mai puțini oameni față de anul 2018. Persoane decedate în anul 2019 au fost 689 de cazuri, cu 8,1% mai puțin față de perioada similară, iarăși ianuarie-decembrie 2018, sau dacă să luăm după numărul de persoane, au fost cu 61 de persoane mai puțin față de perioada similară anului precedent. Sporul natural constituind minus 147 de persoane. În comparație cu anul 2019, acest indicator a scăzut cu 7,6%. Și numărul copiilor născuți morți a scăzut la Nisporeni. Și aici ține de indicele nostru principal de lucru, mortalitatea perinatală, adică numărul copiilor decedați, născuți morți sau decedați în primele 7 zile de naștere. Dacă să luăm în dinamică, comparativ cu anul 2018, mortalitatea perinatală, vreau să zic că în 2018 noi am avut 6 copii, 6 cazuri de deces perinatal. În 2019 am avut 2 cazuri numai. Și acestea 2 cazuri au fost nașteri prematuri, la fel internate în stare urgentă, care practic au exclus transferul lor la nivelul 3, plus la aceasta, acestea au fost nașteri, adică copiii cu masă foarte mic până la 1 kg, care practic nu a fost posibil de salvat. Potrivit datelor statistice, oamenii mor cel mai des din cauza bolilor sistemului cardiovascular, tumorilor, bolilor tractului digestiv și accidentelor. Principalele cazuri ar fi bolile mai mult, fiindcă poate, eu știu, nu se alimentează corect sau, să zicem, și aerul care respirăm poate nu este curat, dar în cel mai multe cazuri sunt bolile. Bolile și populația în vârstă. La sate, coeficientul îmbătrânirii este mai ridicat. Astfel, durata vieții orășenilor este în medie cu 4 ani mai mare. Biroul Național de Statistică menționează că femeile din Moldova trăiesc în medie cu 8 ani mai mult ca bărbații, conform prognozelor Băncii Mondiale până în anul 2050. Ca urmare a fenomenului de îmbătrânire, numărul populației apte de muncă în Republica Moldova se va reduce cu 33%. Cel mai optimist scenariu arată că până pe data de 19 mai sunt prognozate aproximativ 5635 de cazuri de coronavirus în Republica Moldova. Datele au fost anunțate de Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul unui briefing de presă. Dacă mergem pe implementarea tuturor recomandărilor și tuturor măsurilor care sunt impuse de către Comisia Extraordinară Națională de Sănătate Publică, Comisia Situației Excepționale, pe platforma de prevenire și de control a infecției prin COVID, vedeți că situația poate fi ținută sub control, astfel încât la data de 19 mai numărul total al cazurilor ar fi de 5635 de cazuri, comparativ cu acel număr care este prognozat
foarte critic, considerăm, atât pentru populația Republicii Moldova, dar și pentru sistemul medical. Totodată a fost prezentat și cel de-al doilea scenariu, în cazul în care nu ar fi respectate cerințele, atunci sunt prognozate 31.777 de cazuri. Atrageți atenția la curba roșie, acestea sunt prognozele critice care au fost elaborate de către experții Agenției Naționale Sănătate Publică, de comun cu reprezentanții OMS. Cum urmează să evalueze situația în Republica Moldova și numărul total de cazuri, aveți posibilitatea să-l vedeți, este de 31.777 de cazuri prognozate, în momentul în care toate măsurile care sunt determinate de prevenire și de control a infecției prin COVID-19 nu ar fi respectate. Ministra Sănătății a mai anunțat că alte 55 de persoane infectate cu COVID-19 au fost declarate vindecate și externate din spital pe parcursul ultimilor 24 de ore. Astfel, bilanțul pacienților tratați se ridică la 560. Ca rezultat al testelor care au fost prelucrate pe parcursul zilei de ieri, avem externate încă 55 de persoane care sunt tratate, ceea ce vorbește despre funcționalitatea sistemului și dedicația acestui sistem pentru cetățenii Republicii Moldova. Ministerul Sănătății va veni săptămânal cu o analiză mai complexă privind situația epidemiologică din țară. Până la această oră, din cauza infecției de COVID-19, au murit 75 de persoane. Șeful Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Dumitru Carasic, este primul donator de plasmă sanguină destinată pentru salvarea pacienților infectați cu COVID-19, aflați în stare gravă și extrem de gravă. Acesta s-a infectat cu coronavirus, a fost tratat cu succes și s-a externat pe data de 6 aprilie curent. Ofițerul a mers la 21 aprilie la Centrul de Transfuzie a Sângelui pentru a dona plasmă. Acțiunea realizată de ofițer are menirea de a salva cel puțin 3 persoane infectate cu noul tip de coronavirus. Menționăm că pacienții tratați de COVID-19 în Republica Moldova reprezintă o salvare pentru persoanele infectate cu noul coronavirus. Mai exact, plasma acestora îi vindecă pe pacienții aflați în stare critică, iar această metodă de tratament este aplicată în China, Statele Unite ale Americii și în alte țări. Doi copii de 13 și respectiv 14 ani se zbat între viață și moarte după ce au fost răniți în urma unei explozii. Deflagrația s-a produs în seara de 21 aprilie în satul Bălțații din raionul Ialoveni. Potrivit poliției, copiii se aflau în apropierea gării din localitate și au încercat să dezansambleze un obuz de război pe care l-au găsit în pădurea din preajma localității. În consecință, proiectilul a explodat. O femeie din sat, văzând cele întâmplate, a apelat la serviciul de urgență 112. La fața locului s-au deplasat polițiști, medici, dar și reprezentanți ai Serviciului Tehnico-Explozibil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În urma exploziei, minorii au suferit diverse traumatisme și răni la mâini și la picioare. Aceștia au fost transportați în stare gravă la Centrul Mamei și Copilului din capitală. Specialiștii au stabilit că obuzul care a explodat este produs în Germania și cel mai probabil datează din perioada celui de-al doilea război mondial. Pe cazul dat a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Un motociclist de 46 de ani a decedat după ce s-a tamponat violent cu un camion. Nenorocirea s-a produs în data de 21 aprilie, aproximativ la ora 16, în satul Melești din raionul Călăraș. La fața locului s-a deplasat poliția și ambulanța. Medicii au luptat pentru viața acestuia, însă nu l-au putut salva. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-a produs după ce motociclistul a pierdut controlul asupra direcției, a deviat de pe banda sa și s-a izbit de autocamion care se deplasa regulamentar. Cazul este investigat de poliție. O
nouă ieftinire a carburanților. Toate tipurile de benzină și motorină s-au ieftinit cu 1 leu. Prețul la gazul lichefiat s-a micșorat cu 10 bani. Astfel, un litru de motorină costă 13 lei și 12 bani, comparativ cu 14 lei și 12 bani. Prețul pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 este de 15 lei și 47 de bani, comparativ cu 16 lei 47 de bani cum era acum o zi. Gazul lichefiat costă 9 lei și 67 de bani în comparație cu 9 lei și 77 de bani. Începând cu luna martie a anului trecut, petroliștii stabilesc în mod independent prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, fără să depășească rata de rentabilitate anuală de 10%. Ca urmare a unor majorări a prețurilor la carburanți în luna ianuarie, autoritățile au anunțat că se va reveni la stabilirea de către ANRE a prețurilor plafon. După acest anunț au urmat câteva ieftiniri. Ultima a avut loc la începutul lunii aprilie, când motorina s-a ieftinit în medie cu 55 de bani, benzina cu 25 de bani, iar gazul lichefiat s-a ieftinit cu 10 bani. Două angajate ale Ministerului Apărării s-au infectat cu noul coronavirus. Despre aceasta a anunțat ministrul Alexandru Pânzar pe Facebook. Ambele sunt locuitoare ale municipiului Chișinău cu vârste de 33 și respectiv 47 de ani. Potrivit oficialului, membrii familiilor se află în autoizolare la domiciliu, iar colegii care au contactat cu ele de asemenea sunt în izolare. Pânzar a mai precizat că o altă angajată a Ministerului Apărării, originară din Cahul, a învins coronavirusul de tip nou și astăzi va fi externată din spital. Menționăm că militarii sunt antrenați în măsuri de prevenire a răspândirii pandemiei de COVID-19. Aceștia patrulează în locuri publice și ajută populația din localitățile plasate în carantină. Cinci tineri cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani, dintre care două femei au fost încătușați de oamenii legii pentru că au comis mai multe furturi pe teritoriul raionului Strășeni. De la sfârșitul anului 2019 și până în prezent, aceștia au furat din 10 locuințe. Bănuiții sustrăgeau bani, bijuterii, tehnică, articole din aur. Bunurile sustrase erau depozitate la domiciliul unuia dintre suspecți, apoi le vindeau. Prejudiciul bunurilor furate se estimează la 400 de mii de lei. Hoții acționau când stăpânii lipseau de acasă, iar metoda de pătrundere era una clasică, prin forțarea geamurilor și a ușilor din termopan. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru furt, iar trei dintre suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Acțiunile de reținere a suspecților s-au desfășurat cu suportul ofițerilor de la brigada cu destinație specială Fulger. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 7 ani de închisoare. Peste 50 de incendii de vegetație au avut loc în țara noastră în doar 24 de ore. Un incendiu de proporție a fost înregistrat în localitatea Colibaș din raionul Cahul, unde focul a nimicit 70 de hectare de iarbă și vegetație. Pentru a stinge flăcările, au intervenit 3 echipaje de salvatori. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Un alt focar de vegetație a fost stins în localitatea Costești din raionul Ialoveni. Aici flăcările au afectat peste 45 de hectare de teren. De intervenția pompierilor a fost nevoie și în localitatea Izvoreni din municipiul Ungheni, unde focul a nimicit 20 de hectare de teren cu iarbă uscată. În acest context, pompierii atenționează oamenii să fie atenți la utilizarea focului și să nu aprindă vegetația uscată și gunoiul menajer. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului, salvatorii au intervenit în aproape 2500 de cazuri de lichidare a focarelor de vegetație, iar arderea a afectat peste 8000 de hectare de teren din toată țara.
Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!